Cum am apărut? Este oare necesar ca tot ce are un început să aibă și un sfârșit? Care va fi sfârșitul meu? Cum și când va fi sfârșitul lumii? Aceste întrebări s-au născut în mintea mea încă din copilărie. Curiozitatea cu privire la origini și finalitate definește umanitatea. Filme, scenarii științifico-apocaliptice, reviste de profil stau la dispoziția oricărui căutător de răspunsuri. Problema este însă că soluțiile variază atât de mult încât omul nu mai știe ce să creadă sau dacă să mai creadă. Tumultul escatologic a început nu la mult timp după înălțarea lui Isus la cer. Am descoperit în jur de 160 de date cărora le-a fost proiectat o simbolistică apocaliptică. 160 de posibile sfârșituri ale lumii. În a doua jumătate a secolului al doilea, Montanus, Priscilia și Maximilia, trei pseudoprofeți creștini carismatici din Frigia, au început să propage ideea că ei sunt trimișii lui Dumnezeu pe pământ cu scopul de a vesti iminenta revenirea lui Hristos. Cam în aceeași perioadă, apologetul creștin Irineu lansează teoria că Apocalipsa se va dezlănțui în anul 500 după Hristos, când, după calculul lui, se vor împlini cei șase de ani de la creație. Ulterior, teologul, filozoful și părintele bisericesc Augustin de Hipona a recalculat anul creației și pe baza unei noi cronologii a fixat anul 800 pentru revenirea Mântuitorului. În secolul al viii a apărut o nouă teologie a sfârșitului bazată pe textele din Apocalipsa care vorbesc despre cei o de ani. În felul acesta, un nou an a fost ridicat la rangul de an apocaliptic, o după Hristos. În 1284, Papa Inocent al III-lea a anunțat Apocalipsa adunând 666 de ani la anul în care a apărut islamul. A urmat anul 1666, care, din motive lesne de înțeles, a speriat lumea. În anul 2000, o nouă apocalipsă a fost prezisă. Y2K, sau bagul mileniului, a creat o nouă fobie. Mulți s-au așteptat ca, în noaptea de 31 decembrie 1999, computerele se provoace un dezastru informatic și economic la scară mondială. Anul 2008 a avut și el apocalipsa lui. Inaugurarea acceleratorului de particule din Elveția a creat o relativă isterie planetară. Pe 9 septembrie 2008 a fost postat pe YouTube un clip despre o posibilă absorție a Terei într-o gaură neagră creată în urma ciocnirii particulelor în interiorul acceleratorului. Într-o singură oră, acest material video a fost accesat de 1.200.000 de persoane. Wow! Ăsta da interes pentru sfârșit. Urmează 2012 și apocalipsa mai așa. Hmm. Oare, oare când ne vom prinde că nimeni nu poate ști anul exact al punctului terminus? După cum vedem, această teamă și expectativa unui final nu este singulară lumii creștine. O regăsim încă din cele mai vechi culturi religioase. În escatologia zoroastriană identificăm frasochereti sau ziua finală când, în sfârșit, binele va învinge răul. În Islam avem ziua învierii, respectiv ziua judecății, când Allah dă un verdict final în dreptul fiecărui individ. Semnele că această zi se apropie, după musulmanii suniți, sunt următoarele: adulterul se va răspândi. Consumul de droguri va fi la ordinea zilei, criminalitatea va fi crescută, va exista foamete, ploaia va fi acidă, cazurile de moarte subite vor fi larg răspândite, smogul va apărea peste orașe, oamenii vor merge la piață cu coapsele expuse, spun ei, distanțe mari vor fi parcurse într-un timp scurt, oamenii vor călători între nori și pământ, conducătorul unui popor va fi cel mai rău dintre ei și altele. În mitologia scandinavă, Apocalipsa se manifestă prin Ragnarok sau momentul distrugerii masive a vieții din univers. Chiar și în culturile orientale avem sfârșituri și începuturi ciclice. În spatele preocupărilor pentru apocalipsă stă o frică viscerală care are două cauze. Pe de-o parte, omenirea a devenit conștientă de natura ei violentă și autodistructivă, capabilă de a declanșa o apocalipsă nucleară, iar pe de altă parte, Există teama de elemente exterioare, cum ar fi asteroizii, găurile negre sau chiar o scăpare de sub control a inteligenței artificiale. În aceste condiții, omenirea caută soluții. Una dintre ele fiind, bună oară, așa zisul plan de rezervă propus de Elon Musk prin colonizarea planetei Marte. Vă invit să vedem ce spune Biblia despre sfârșit. Să citim din Matei, de la capitolul 24, începând cu versetul 3. Isus a așezat jos pe muntele măslinilor. Și ucenicii lui au venit la el, la o parte, și i-au zis, Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului acestuia. Trebuie răspuns, Iisus le-a zis, Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și de vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Întrebarea ucenicilor vizează un eveniment local și anume distrugerea Ierusalimului, inclusiv a templului și de aici, în mintea lor se creează o asociere directă între actul distrugerii orașului și sfârșitul lumii. Aceștia nu puteau concepe că Templul din Ierusalim va fi distrus, iar istoria lumii poate continua nestânjenită. Pentru ei, sfârșitul lumii echivala cu distrugerea Ierusalimului. Răspunsul lui Isus începe cu o avertizare: Să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu. E o avertizare împotriva diferitelor teorii legate de sfârșit, ce nu respectă linia directoare din discursul lui Isus despre acest subiect. Un aspect interesant este legat de faptul că războaiele despre care vorbește Isus Hristos și care au fost considerate de-a lungul timpului semne ale sfârșitului nu marchează finalul timpului. Lawrence Kelly, profesor de arheologie și de antropologie la Universitatea Illinois din Chicago, într-una din cărțile sale pornește de la premiza că fiecare civilizație se naște în urma războiului, în urma morții a nenumărați oameni nevinovați. De asemenea, afirmă faptul că între 90 și 95% dintre societăți au cunoscut la un moment dat războiul. Un alt cercetător, Conway Henderson, descoperă că în ultimii 5500 de ani au avut loc 14.500 de războaie. Au murit 3 miliarde și jumătate de oameni și doar 300 de ani a fost pace. Șocant. În cel mai vechi cimitir descoperit de arheologi, 45% dintre rămășițe poartă urma unei morți violente. Dacă privim la civilizația europeană, am crede că lucrurile stau altfel. Realitatea este următoarea. În ultimii 200 de ani au avut loc în Europa 150 de războaie, 600 de lupte, 200 de milioane de morți. Isus afirmă că vor fi războaie, însă ele nu reprezintă semnul sfârșitului. Un alt semn amintit este ciuma. De-a lungul istoriei au fost mai multe pandemii de ciumă, prima înregistrată pe continentul european fiind în 430 înainte de Hristos, în Atena. Ultima fiind în secolul al XIX-lea. Cea mai însemnată este însă pandemia din secolul XIV, cunoscută drept Moartea Neagră. A fost de o violență extremă, ucigând între o treime și jumătate din populația Europei. Încercați să vă imaginați. Unul din doi oameni au murit în Europa în acea perioadă. Generațiile care au trăit aceste evenimente au considerat că ele sunt împlinirea sfârșitului lumii, pedeapsa lui Dumnezeu pentru lumea păcătoasă. Însă Iisus spune că toate aceste lucruri sunt doar începutul durerilor și nu reprezintă semnul sfârșitului timpului. Evanghelia după Matei mai vorbește și despre cutremure de pământ. De-a lungul timpului, la nivel global, au fost multiple cutremure cu efecte devastatoare. De pildă, cutremurul din China, ce a avut loc pe 23 ianuarie 1556, când au murit 830 de mii de oameni. Apoi, marele cutremur din Lisabona, din 1755, când de ziua tuturor sfinților, 1 noiembrie, mor 100 de mii de oameni. Și dacă e să venim mai aproape de noi, când infrastructura este mult mai solidă și clădirile ar trebui să reziste la cutremure, putem aminti cu tremurul din Sumatra, din Indonezia, din 2004, când cu două zile după Crăciun mor 220 de mii de oameni. Fiecare cutremur major a dus omenirea cu gândul la sfârșitul lumii. Putem observa că Isus Hristos reiterează ideea, după fiecare calamitate menționată, că sfârșitul nu va fi atunci. De trei ori afirm acest lucru. M-am întrebat de ce mai enumeră toate aceste necazuri. Isus Hristos voia să-i pregătească pe ucenici și să-i conștientizeze că vor stârni persecuții și că adevărul nu va fi popular. Persecuțiile din primele secole împotriva creștinilor și apoi cele din evul mediu împotriva protestanților și, în final, persecuțiile din timpul nostru din țările arabe, stau ca mărturie a împlinirii prezicerilor lui Hristos. Avertizarea lui Isus: vedeți să nu vă înșele cineva, la care se adaugă informațiile referitoare la proroci mincinoși, Hristoși mincinoși, subliniază ideea că oamenii vor adera la sisteme false de închinare care nu vor putea oferi salvarea mult visată. Afirmația lui Isus că sfârșitul va veni după ce Evanghelia va fi răspândită la scară globală nu l-ajută pe cel ce caută o dată fixă pentru revenirea lui Hristos. Nu acesta a fost scopul ei. Mai degrabă ar trebui să fie un factor motivator pentru fiecare discipol în a disemina valorile creștine. Vestea bună că există o soluție la problema morții. În secțiunea a doua a capitolului, acolo unde devine evident că Isus Hristos vorbește despre finalul timpului, sunt menționate o serie de fenomene astronomice, apoi este descrisă apariția lui Dumnezeu. Biblia afirmă următoarele: În data după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerului. Vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. La o analiză atentă, se poate observa că scopul mântuitorului nu a fost acela de a comunica timpul sfârșitului, ci de a accentua ideea că va reveni negreșit. De asemenea, a dorit să se asigure că urmașii lui vor fi pregătiți pentru ce va urma. Vegheați dar pentru că nu știți în ce zi va veni domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea să nu-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Pregătirea de care vorbește Hristos nu presupune doar o afirmare a filierii la o anumită religie, ci ar trebui să fie concentrată pe a fi, pe trăirea principiilor pe care este clădit creștinismul. Așadar, ești creștin? Ești gata să-ți întâlnești Creatorul? Teama de sfârșit este alimentată de cineva care are tot interesul să ne sperie de acest eveniment. Biblia ne asigură că viața pe această planetă nu va dispărea înainte de revenirea lui Isus. A doua venire a lui Isus este o veste bună, este împlinirea credinței și a speranței creștinilor, este cel mai bun lucru care îi se poate întâmpla umanității și nu o sperietoare. Așadar, în loc să ne temem de apocalipsă, ar trebui să ne rugăm zilnic folosind cuvintele rugăciunii Tatăl nostru, vie împărăția ta! Fixarea de date, ce inevitabil generează dezamăgire, distruge în cele din urmă orice credință că parusia sau revenirea lui Isus este reală. Mai mult de atât, alimentează pe de-o parte fricile și angoasele celor așa zis slabi de înger, și pe de altă parte îi distrează pe scepticii care consideră credința a fi ridicolă la jumătatea secolului al IX-lea, filozoful și teologul danez Soren Kierkegaard își imagina sfârșitul astfel. Un foc a izbucnit în spatele scenei unui teatru. Clovnul a ieșit pe scenă să avertizeze publicul. Ei au crezut că este o glumă și au aplaudat. El a repetat avertizarea. Ei au aclamat și mai tare. Exact așa cred că se va sfârși lumea, spunea Kierkegaard în mijlocul aplauzelor unor distrați care cred că totul este o glumă. Avertizmentul lui Isus este următorul și nu este o glumă. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Dumnezeul vostru. Iar promisiunea lui sună astfel. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme. Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Aceste cuvinte încurajatoare au fost transmise din generație în generație, de la părinte la copil. Speranța că într-o zi vei vedea apariția Dumnezeului Isus Hristos poate inspira și visul tău din toate cel frumos, cum spune Arghezi. Nu te speria de apocalipsă. Nu te lăsa înșelat. Revenirea lui Isus va rezolva problema războaielor, a sărăciei, a dezastrelor naturale și a epidemiilor. Isus vine și asta e de bine.